Vreau să vă întreb ce părere aveți despre schimbarea de carieră a fostului președinte de partid, și aici mă refer la Dragnea cu rețetele de gătit pe internet. Ce pot să spun este că, într-adevăr, știu și eu că avea talent la gătit. Deci nu cred că este un fake, nu cred că altcineva a făcut acele mâncăruri și dumnealui doar s-a pozat. Cred cu adevărat că a preparat acele bucate, pentru că într-adevăr ne povestea pe vremuri la partid că îi place să gătească, petrece foarte mult timp în bucătărie, seara sau un weekend, ori de sărbători. Și oricum, soțul meu, când a văzut aceste știri, a spus că și el este un bun bucătar, dar deocamdată nu are timp să-și deschidă un blog sau vlog pe teme culinare, pentru că mai are multă treabă pe la primărie. Dar când nu va mai fi la primărie, poate se apucă și el de gătit, măcar acasă, dacă nu în public. Deocamdată o omletă și un ceai, eventual un sandwich. Mulțumesc și eu!